M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Doliul este un sentiment de profundă durere după moartea unei persoane. Am rezervat biletii toate alături, ei mi-au pus deoparte copiii. Pierderea unei rude apropiate sau o persoană dragă poate să creeze și să mențină mult timp o rană în inimă. Pe toaletă cu copilul și mi-a leșinat copilul în brațe cu asistenta lângă mine. Dorul, amintirile și melancolia slăbește și lovește inima multora. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Gândindu-ne la asta, duminică vom realiza Duminica Mângâietorului. Dumneavoastră care ați pierdut o persoană dragă sau nu ați reușit să depășiți moartea unei rude, dumneavoastră care sunteți cu inima îndoliată și lovită, veniți în această duminică să participați la o rugăciune specială în lăcașul credinței din Cluj-Napoca. Mângâietorul, care este Duhul Sfânt, se va așeza peste viața dumneavoastră și vă va șterge din ochi toate lacrimile. Duminica Mângâietorului, la ora 9:15, în lăcașul credinței din Cluj-Napoca, strada Ploiești numărul 51, fostul cinema Steaua Roșie.